Compania Națională de Investiții Rutiere a publicat licitația pentru drumul expres Focșani Brăila în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Valoarea proiectului este de 5,3 miliarde de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 octombrie 2024. Durata de execuție este de 42 de luni, inclusiv 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru construcție. Drumul va avea 73 de kilometri, două băniți pe sens și va include 6 noduri rutiere și 57 de structuri. Dotările vor include parcări, spații de servicii și centre de monitorizare. Printre dotările drumului se numără două parcări de scurtă durată cu 120 de locuri și platformă de cântărire. Spații de servicii cu 150 de locuri de parcare prevăzute cu benzinărie și spațiu pentru comerț, alimentație publică, precum și un centru de întreținere și coordonare și un centru de monitorizare și informare.